Amen.
cerurilor, un împărat care a hotărât să facă socoteală cu slujitorii săi. Și începând să facă socoteala, a adus la el pe un datornic cu 10.000 de talanți. Dar neavând el cu ce să plătească, Domnul său a poruncit să-l vândă pe el și pe femeia lui, pe copii și toate câte avea, ca să plătească datoria. Atunci acel slujitor, îndrăznind, a îngenunchiat și se închinave zicând, Doamne, mai îngăduiește-mă și-ți voi plăti ție tot. Iar Domnul slujitorului aceluia, milostivindu-se de le-a dat drumul și a iertat datoria. Dar când a ieșit de acolo slujitorul acela, a găsit pe unul din tovarășii săi, care era dator cu 100 de dinari, și punând mâna pe el, îl strângea de gând și zicea, plătește-mi ce ești dator. Atunci tovarășul acela, căzând în genunchi la picioarele, ruga zicând, mai îngăduiește-mă, atunci tovarășii lui, văzând cele s-au petrecut, s-au întristat foarte mult. Și venind, a spus Domnilor toate cele întâmplate. Atunci chemându-l Domnul său, i-a zis, slujitor de crean, toată datoria aceea ți-am iertat-o, pentru că m-ai rugat, ori nu se gândea să ai milă de tovarășul tău, precum eu am o milă de tine. Și mânindu-se Domnul său, l-a dat pe mâna chinuitorilor până ce va plăti toată datoria. Tot așa va face Tatăl meu cel ceresc cu voi, dacă fiecare din voi nu va ierta fratelui său din inimă greșelile lui.
Oh.
Semnul Milostivii Parascheban, cu rugăciune Sfinților Ocrotitori, care sfințesc și pomenesc în Sfântă Mănăstirea noastră, ale Sfinților Regi, Dumnezeu și Părinții Acinciana, în doare tuturor Sfinților.